Ora 11 și 11 minute, ne iubește cineva, cred că ne iubește Ligia Moise de la hashtag Psihoatelier, acum on air la Orașul Vorbește Radio România Cultural. Bine ai revenit, Ligia! Ce bine că am revenit și mulțumesc mult de fiecare dată pentru bucurie și într-adevăr iubesc diminețile de vineri în care și ne întâlnim. Mulțumesc și asta chiar mă face să simt lucrul ăsta și pentru asta sunt recunoscătoare acolo undeva. Și vouă, în special. Cu toții suntem. Mă gândeam că vorbim mult despre iubire, în general, în rama acestei rubrici și despre tot ce derivă din de acolo, ea. Da. Da. Și cred că, așa cumva necesar, de la iubire ajungem des la iertare și și subiectul pe care astăzi îl repunem în pagină, pentru că noi așa toți avem periodic de iertat lucruri, așa cum iertarea face parte din iubire. O, da, fără de care nu, chiar nu, și nu există, viața nu este frumoasă dincolo de iertare, doar că avem noi o dimensiune un pic distorsionată a ce înseamnă să iert, în sensul că avem impresia că atunci când iertăm pe cineva îi dăruim acelui om ceva, când de fapt ne dăruim doar nouă, ne dăruim nouă echilibru, armonie, ne dăruim nouă timp, pentru că ne rămâne foarte mult timp și foarte multă energie, pentru că nu-l mai pierdem cu ruminații, cu dorință de răzbunare, cu planuri în acest sens, cu ură, cu tot ce derivă de acolo. Și, de fapt, nu dăruim celuilalt nimic. Nouă ne dăruim. E foarte frumos spus. Uite, mă gândeam ascultându-te că, pe de altă parte, însă cred că sunt și mulți oameni care trăiesc într-o stare de autoamăgire, cumva, pentru că au senzația că sunt iertători sau că au iertat pe cineva, dar, în fapt, revin la vechile mecanisme și, odată ce au pronunțat cuvintele față iertării. De fapt, cad în același mecanism, la distanță de câteva zile, poate de o săptămână, și iertarea aia, deși acordată verbal, așa, da, nu se întâmplă. Este afirmată, da. Dar ea ca... Eu am zis că... e măsura cum aflu, cum știu că am iertat autentic. Exact, deci cum trec de la cuvânt până la urmă la faptă. Cum știu că am ajuns, așa am ajuns eu la concluzia asta în toți anii ăștia de terapie și tot întâlnindu-mă cu oameni. În momentul în care nu mai cheltui emoții pe omul ăla sau pe întâmplarea respectivă. Când pot vorbi cu detașare, fără să mai... mă facă pe la stomac, fără să mi se schimbe vocea, fără să mai transpire palmele. Da? Toate astea sunt, știm, sau să mă duc cu gândul, băi, l-am iertat, dar parcă dacă îl văd acum, îl întins pe jos, o să mă bucur. Ceea ce înseamnă că nu. Nu s-a întâmplat. Că nu s-a întâmplat. Ei, cum ajungem până acolo? Da, e un proces și astăzi discutând, am avut o terapie dimineață, de la 9 la 10, așa înainte. Și noi suntem un fel de terapie, așa că... și a venit, așa s-a dus cursul discuției către această terapia iertării, Oponopono se numește ea, care cumva cu ghilimele a fost inventată de un medic havaian în urmă cu mai bine de 20 de ani. Ei în perioada aia în țara lor se confruntau cu foarte mulți oameni, adică cumva spitalele penitenciar erau pline de oameni care făcuseră fapte reprobabile și care erau bolnavi și cu care nu prea aveai ce să faci. Dar acest medic havaian, Ihaleakala, pe numele lui, a ajuns la concluzia că, de fapt, el, prezența acelor oameni în viața lui era pentru că în el era foarte multă agresivitate și atunci a atras. Sub forma aia, slavă Domnului, adică în relația medic-pacient, nu altfel. Și atunci a ajuns la concluzia că există patru mari afirmații pe care le putem face și care să ne ducă într-o stare de echilibru emoțional, care să ne ajute să facem, înfăptuim această igienă emoțională, și anume, iartă-mă, te iert, mulțumesc și te iubesc, că tot vorbeam. Uite, adică așa am început. La... Da. Iar acel iartă-mă, mie acolo mi s-a părut, la început când am aflat, un pic dificil. Era ceva de genul, când un om înfăptuiește
un gest urât, un cuvânt urât, o agresivitate, să o luăm așa ca exemplu, să pot să mă opresc și să zic în gândul meu, te rog să mă ierți că agresivitatea din mine a generat agresivitatea ta. Să fiu conștient că și în mine există lucrul ăla, că eu trăiesc chestia aia, poate e undeva latent în mine și a generat, în întâlnirea cu omul respectiv, a generat reacția lui. Și să-mi cer iertare. Da, uite, dacă ne gândim într-adevăr la situații traumatice și la oameni care au trecut prin, știu eu, experiențe de război sau lucruri într-adevăr foarte dure, cum ierți pe cineva care nu a fost niciodată în postura de a se simți vinovat pentru răul pe care ți l-a făcut? Aia e cea mai grea, să cer iertare cui, să dau iertare, care nu a cerut iertare. Da, care nici măcar nu a cerut. Sau nici măcar nu este, nu se simte vinovat. Practic. Acolo este adevărata dimensiune că nu-l iert pe omul ăla, nu cu el am treabă, ci cu ceea ce a generat în mine, ceea ce el a făcut. Acum, vorbind cu tine, mi-am adus aminte, să ne aducem de aminte de Papa Ioan Paul al II-lea, care a fost împușcat la un moment dat și după vreo 7-10, nu știu câți ani, s-a dus în închisoare după omul ăla și i-a zis că îl iartă. Iar Papa Ioan Paul, leziunile pe care le-a avut în urma împușcăturilor alea, a suferit toată viața, că a avut ceva până, nu știu, în bazin, toată viața. Iar el, după câțiva ani, știu sigur, s-a dus după omul ăla și i-a spus că îl iartă, probabil, cu siguranță, în momentul în care s-a simțit în stare să facă gestul, să ajungă să gândească și să simtă așa. Dar el și-a dat seama, probabil, habar n-am eu, și nici nu mai putem afla, și-a dat seama că tot ruminând și încercând să se gândească cam cum ar putea să se răzbune, ce ar trebui să facă, lui își făcea rău. Pentru că poate omul ăla doarme bine, mersi. El e împăcat cu ce-o fi făcut acolo. Dar eu nu dorm noaptea, gândindu-mă cum aș putea să fac să mă răzbun. Cui fac rău? Mie. Mie mi-a liniștea și echilibrul. Mie mi-a timpul și energia. Este lucru la care ar trebui să mediteze inclusiv cei care se simt complet nevinovați, nu? Și care sunt foarte multe situații de altfel, oameni complet nevinovați care generează cumva violență din partea altora și care devin victime fără să fi făcut nimic. Fără să fi făcut nimic, dar da. Mie practica mi-a arătat-o că undeva latent există o supărare mare, ca să nu-i zic o agresivitate, care ar putea fi, ar putea să ajungă odată generatoare de agresivități. În oamenii aia există o supărare care asta a chemat. E rolul ăla de victimă. De exemplu, dacă... Hai să ne întoarcem un lucru mai concrete și mai ușor întâlnibile. Exact. Dacă șeful meu consideră că nu sunt bun în jobul pe care l-am de făcut, s-ar putea ca, de fapt, părerea mea despre mine este că eu nu sunt foarte potrivit la locul respectiv și toată atitudinea mea pe baza acelor gânduri să fie aia că eu nu sunt și să nu pot să performez. Și n-am zis, nu mi-am zis nici măcar mie, nu i-am zis lui, păi eu nu cred că sunt. Ca să pornim o discuție, să-mi spună că poate pot să fac ceva să-mi îmbunătățesc performanțele. Dar gândurile mele au generat atitudinea mea, felul în care mă raportez la ce am de făcut, am performat la nivelul la care eu cred că sunt și a atras sancțiunea acelui om, de care mă simt foarte lezată. Cum a putut să-mi zică că nu sunt? Păi dacă n-ai performat. Și oamenii nu știu nici ei, nu sunt toți filozofi și Dalai Lama să vină să zică, ia gândește-te tu ce ai făcut astăzi și cum crezi tu că ai putea să... Na, de cele mai multe ori n-are timp. Nu riscăm la un moment dat să cădem și în extrema cealaltă? Adică sunt oameni care sunt de părere că ei sunt de vină pentru orice li se întâmplă ori rău. Dragii de Iba, da. Ori da, mă gândesc că... o rădăcină adâncă rău. Da, și de foarte multe ori...
poate că iartă prea ușor sau poate că pun prea ușor pe umerii lor poveri pe care până la urmă le au dedus și ceilalți. Da, da. Sau da, în principal da, ceilalți. Da, are și un nume din punct de vedere tehnic. Sunt oamenii submisivi, dragii de ei, care înainte de... Deci dacă nu-i sună cineva, se întreabă oare ce-i fi făcut eu de am ajuns în situația de a nu mă mai suna. Nu se gândesc că poate omul ăla a uitat, n-are, s-a luat cu ceva, nu contează ce. Nu, tot sau poate ce chiar nu l-a interesat foarte tare. Da, da. Tot ce se întâmplă este din vina mea, exclusivă. Dar acolo e rădăcină adâncă și acelor oameni, că acolo de cele mai multe ori este generată de o frică de abandon și sau respingere. Și atunci o să fac tot ce ține de mine, ca toată lumea să fie hiper, super mulțumită. Nu contează că eu nu mai pot, nu mai am putere să mai fac mai nimic, dar dacă toată lumea e mulțumită, este perfect. Da, mi-am adus aminte de un slogan simpatic, cel care spunea, nu poți mulțumi pe toată lumea, nu ești ciocolată. Exact, exact. Da. Și nu sunt eu răspunzătoare de binele tuturor oamenilor sau de fericirea lor sau, Doamne, iartă-mă, nici vorbă. E, și oamenii care au trăit frica... au trăit sentimentul acela greu și urât de abandon sau de respingere, vor adopta genul ăsta de comportament, dar vor obosi, dragii de ei. Și de cele mai multe ori se poate întâmpla așa. Ei, exact cum ai zis tu, își iau pe umerii lor mult mai mult, ce nu este al lor, mare parte. Sunt un fel de atlas în miniatură. Da, da, așa. Da, un atlas al emoțiilor atât de care nu mi-aparțin, da. Și până la urmă tot vor izbucni. Tot. Nu se poate să nu. Că se creează foarte multă tensiune acolo. Ei până la urmă, sub o formă sau alta, vor ajunge să erupe un vulcanul de fapt. Sigur că da, că e prea multă tensiune. Pe undeva trebuie să iasă. Poate să iasă și sub formă de boală. Aia e cel mai... Adică, deja medicina acceptă hipertensiune, boli ale sistemului digestiv care sunt datorate unui stres major sau unei perioade foarte lungi de... Și atunci, da, iar revenind la idee, hai să vedem ce e al nostru, ce nu e al nostru. Și dacă sunt oameni care, cărora avem ce să le iertăm, să o facem, dar nu cu gândul că lor le dăruim ceva, ci că mie, eu mă întorc către mine și mă uit la mine și zic, nu, eu nu vreau să trăiesc așa. E un act de restituție personal, până la urmă. Da, da, și de echilibru. Despre echilibru vorbim, iată, aproape în fiecare ediție de hashtag Psihoatelier și tot parcă este prea puțin. Nu trăim într-o lume cu destul de multe dezechilibre, așa că îți mulțumim foarte mult, Ligia, pentru stropul acesta de echilibru audio și nu numai din fiecare zi de vineri. Să dea Dumnezeu să ajungă la cât mai multă lume și să trăim până la urmă într-o societate echilibrată și armonioasă. Așa să fie. Mulțumesc mult! Zi bună!